probabil câteva elemente, în cazul în care sunteți interesați să aplicați pe programul Capital Uman. Am publicat deja pe pagina de web a Autorității de Management pozul deocamdată, încă netind activă, pagina de web a Autorității de Management POCU. Metodologia de evaluare și selecție a acestor proiecte. Ea a fost discutată în consultare publică, apoi adoptată de Comitetul de Monitorizare. Veți vedea că implementarea acestui program veni și cu alte elemente în noutate. Nu vom avea doar proiecte de grant, vom avea și instrumente financiare, iar acordarea granturilor se va face din diverse mecanisme. Vom avea proiecte competitive, cum sunt acestea de care v-am spus, pe care le vom lansa pe axa prioritară, axa prioritară 1 și 2, în cazul nostru vor fi scheme de ajutor de minimis, dar vom avea și proiecte non-competitive, unde beneficiarii vor fi autoritățile publice, pentru că vor avea monopolul pentru acea componentă. Vor putea intra în schimb un partener și este recomandat cu actori din mediul privat. Un alt element, și cu acesta voi încheia, pentru programarea viitoare, este faptul că ne vom concentra pe rezultate. Cererea de propuneri de proiecte va fi depusă în format electronic, se va elimina solicitarea de documente la aplicanți, inclusiv, de exemplu, cifra de afaceri se va verifica automat de sistem prin corelarea acestuia cu diverse baze de date la nivel național. Evaluarea se va face tot în sistem electronic. Și toată monitorizarea implementării va fi realizată tot electronic, pentru că programarea 2014-2020 pune accent pe indicatori și pe rezultate. Tot programarea aceasta va aduce un element și în postru, opțiunile pentru costuri simplificate. Decontarea anumitor costuri pe bază forfetară, ceea ce nu s-a realizat în programarea trecută, deși era prevăzut. Un alt element este utilizarea unor bareme standard de cost pentru anumite activități de formare și aici ne-am propus să avem o metodologie definită până la sfârșitul acestui an pentru anumite componente de formare profesională.